Doi ani ar trebui noului primar general al capitalei să pună la punct traficul din București. Nicu Șordan spune că în acest moment se poate realiza un sistem complet de management al traficului, care să includă semaforizare inteligentă și corelații cu transportul public. Începe un nou exercițiu financiar european și există și voința Uniunii Europene și voința autorității naționale și există și voința autorității locale pentru a colabora pentru soluții inteligente. Bucureștiul are nevoie de o soluție inteligentă pe care este o promisiune, o vom realiza foarte curând, 2 ani, estimez, din momentul acesta pentru ceea ce înseamnă semaforizare inteligentă, adică un sistem complet de management al traficului corelat cu transportul public. Pe lângă un management al traficului, Bucureștiul mai are nevoie de multe alte lucruri pentru a deveni cu adevărat un așa numit smart city. Bucureștiul evident are nevoie de o masivă digitalizare a întregii administrații publice și din nou aici avem bani europeni care ne sunt disponibili. Bucureștiul are nevoie de o soluție la una din principalele probleme pe care le are în acest moment sistemul de termoficare și din nou există voință și bani. Singura problemă este că se pornește nu de la zero, ci de la minus, spune noul primar al Bucureștiului. Nu avem informații complete despre rețelele de utilități, nu avem informații complete despre infrastructura școlară corelată cu densitatea de populație, nu avem date nici măcar despre, a fost dezbaterea în urmă cu 2 săptămâni, nici despre populația care locuiește în municipiul București. Nu mai vorbesc de alte informații mult mai subtile pe baza cărora se pot să iei decizii.